În acest video voi executa 10 șuturi împotriva unui atacant din fiecare ligă. Ideea este să vedem care este diferența dintre ei și cum se raportează un amator, adică eu, la nivelul acestora. Înainte să începem, vreau să vă spun că ofer această minge ce a fost semnată de către Secu Camara, unuia dintre voi care se abonează și lasă un comentariu la acest video. Hai să mergem la Liga 5-a. Suntem la Bucovina Dărmănești, echipă din Liga 5-a și l-am alături de mine pe Călin. Te salut, Călin. Salut. Hai să vedem. Bun. Mamă, ce bine am dat-o. Acolo vreau și eu să dau, da. Să vedem dacă intră vreo una. Bun, lovitura 4. Wow, l-ai făcut bine. Ce bine, l-a dat 4 din 5. Mamă. Dacă dai 8 goluri și ratezi cu aia, îți las o minge din asta. Nicio presiune. Ai! Dar nu intenționat. Da, da, știi care e faza? Cât... Da, 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 da. E, de ce dai sfaturi? Bun. Fui. Da. Deci nu mai știu câte are. 7. Ai tot timp. De cât timp joci fotbal? De la vârsta de 7 ani. Și câți ani ai acum? 20. 20, deci 13 ani de fotbal versus 0. Bine, Gog. Pe măsură ce avansăm în acest video, atât portarii cât și atacanții vor avea o experiență mai vastă. Doar eu, ca o panseluță, voi fi singura constantă din postura de pasionat de fotbal cu 0 zile de pregătire. Exact în casă. Băi, dai! Bravo! Hei tu, dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, aș aparține enorm dacă ai putea să faci acest lucru, deoarece încerc să ajung până la finalul lunii la 80.000 de abonați. La Liga 4-a l-am alături de mine pe Bogdan, te salut. Câte goluri crezi că dai? 8. Adi, ți-a pus gând rău. Ai zis că dă 8. Da, dar cine stau în poartă? Hai să vedem primul șut al lui Bogdan. Mai 9. Trebuie să le dai pe toate. Bună asta, bravo. Încă una. În seria asta, bun. 2 din 5. Da, și nu te grăbi. Care 6. Gol. 3 din 6. Bară. Bara nu se repetă, din păcate. Bine, Adi, bravo. Bună, 4. 4 din 10. Felicitări. Spala, 4 din 10, cam asta ar trebui să depășesc. Nu știu dacă a fost pont să las pe Bogdan să dea înaintea mea, pentru că acum e puțină presiune pe mine. Dar hai să vedem după atâția ani de YouTube dacă pot să fac și lucrurile sub presiune. O să zic 3 ca să nu fiu dezamăgit dacă nu îl depășesc. Știți că lucrurile devin serioase când las la valiera. Una, Adi? La 3, cum? Am rupt-o întors, de ce am întors? Dacă dădeam aici la scurt era gol. Agăle încolo, nu mai dai tot spate. Vă mulțumesc, aș vrea să mă opresc aici. Bravo. Una. Am zis, o schimba foaia. Bogdan, de cât timp joci la echipă? Am un an de zile de când joc la echipă, la SEA Bucecea 2000. Înainte am jucat la Liga 3, am fost la Sporting Suceava, dar între timp s-a desființat, Sănătatea de la Bani. Și la Liga 2, la FCM Dorohoi, am avut ocazia să joc un an. Ah, ok, foarte bine, deci ai, da, ai ceva am puțin experiență în fotbal. Și ai făcut junioratul la vreo echipă? Am făcut junioratul la Clubul Sportiv Botoșani. Și trecem la Liga 3. Suntem la Bucovina Rădăuți, o echipă din Liga 3 și l-am alături de mine pe Aftanache. Salut! Câte crezi că vei da? Facem o... 5. 5? E destul de bine, bun. Mult succes! Mulțumesc. Alex începe în forță și lovește perfect mingea. Aici încetinește pentru o fracțiune de secundă pentru a vedea cum reacționează portarul. E încântător să văd tehnica sa de șut. Parcă bate penaltiuri la cât de lejer și bine le plasează. Ok, aici cred că l-a văzut pe Salah când avea la seren ochi. Mai ratează încă un șut, dar termină impecabil. Ce sfat ai avea să le dai copiilor, tinerilor, care vor să învețe să șuteze mai bine? Se concentreze, să aștepte portarul și apoi să-l execute. O să încerc și eu să dau 10 șuturi ca să vedem comparația. Cred însă că voi da maximum 2 goluri. Nu m-am antrenat de mult, găsesc scuze acum. Mamă, dacă începeai cu un vinclu. Slab, e mai imprevizibil. Merg pe lângă minge. Oh, e de noroc aici.
De ce am dat acolo? Nu știu. Nu știu, cred că nu știu. E slab. Nu știu că da, și m-am lăsat și pe spate, corect. N-ai mers. Ba. Bine. În sfârșit. Hai că da. Opa. Trecem la Liga 2. Pentru cele 10 șuturi, l-am alături de mine pe Octav Cracea de la Poliaș și hai să vedem câte goluri înscrie el și câte înscriu eu. Tu ce pronostic ai pentru tine? Hai să zic că undeva la jumătate. Deci 5 goluri din 10 de la 16 metri împotriva lui Ianoș Brânză, care va fi portarul de azi. Bun, mult succes. Mulțumesc. Bun, un gol din două încercări. Sunt comentator ca la golf, a treia încercare. Bine, Ianoș foarte aproape să apere. Încercarea 4, are 2 din 3. Bine, Ianoș. Frumos, plasa laterală, 3 din 5. Din nou, fără emoții pentru Ianoș. Încă 3 șuturi. Trebuie să dai 2 din 2. Presiune pe tine. Hai să vedem încercarea 9. Aproape. Și ultima. Frumos, 4, dar asta intra bine, da, exact, bravo. Ianoș, câte goluri credeți că îți dau eu de la 16 metri? 4, 5. Nu-mi place încrederea asta, eu am zis că dau 2. Un început decent, ce este continuat cu knuckleball, ce se duce în căutarea găurilor negre ale lui Hawking. Am filmat acum ceva vreme și nu-mi dau seama dacă am lăsat fiecare ratare să mă afecteze și mai tare, era microfonul meu. Fie am uitat cheia de reglare a piciorului, care a fost poartă. Sau credeam că filmez o audiție la echipa de rugby a Iașului. Ei, un gol. 2 din 2 poate? Da, și erau și 10. Cea mai proastă performanță până acum în acest video. Nu înțeleg motivul, dar asta e. Nu am ce să fac. Doar să ne atrăm. În Superliga, așadar prima divizie din România, l-am alături de mine pe Secu Camara, atacantul celor de la FC Botoșani. How many do you think you are gonna score from the 10 shots against Ureche? 10 shots, I'll score 6 goals. Oh, ok, good, good, let's start. Pregătit? Forță, multă forță. E da, da, urechea asta ca la FIFA 98. Ăsta a fost bun. Ce atacant. Oh, good one. Aplauze, vă rog. Fabio Mane. 6. Exactly how you wanted. Good performance. Eu cred că o să dau 2 goluri, 3. Hai, poate 3 goluri. Eu merg pe 5 goluri. Tu ce părere ai, Andrei Drago? Eu cred că 4 goluri va da. Iar tu, Andrei Târcoveanu? Nu știu. Bravo. Tu? Eu zic 1. Hai să cerem aici un 1-1. Tu, Sebastian Mailat? Cu siguranță 3 goluri. Bravo. Eu merg pe 4 goluri. Aoleu. La firul ierbii a fost asta. Lasă-te pe ea. Bravo, bă! Tot acolo. Bravo, bă! Schimbo. Acolo dai tu bine. Schimbo acum. Schimbo. M-a auzit? Cum ți s-au părut șuturile? Periculos. Oai, mamă, a intrat. A intrat interiorul. Bravo, bă! Ai urechi! Three goals for me, 6 goals for you. I had a flu 2 days ago, pretty bad one, so I'm still recovering. Noile ghete ale lui Cristiano Ronaldo sunt acum disponibile pe Ergol, alături de multe alte perechi de ghete cu care vor juca fotbaliștii la Cupa Mondială. Așadar, dacă îți dorești o nouă pereche de ghete, o minge sau orice alt produs pentru fotbal, intră pe ergol.com, iar dacă folosești codul MIDAS, ai 10% reducere. Mulțumesc lui Timotei pentru follow-ul pe Instagram, iar dacă vrei să-ți auzi numele la finalul următorului video, trebuie doar să mă urmărești pe Instagram @MIDAS.